Academia Română Filiala Timișoara, Biblioteca Academiei Române Filiala Timișoara, Mitropolia Banatului, Uniunea Ziariștilor Profesioniști Filiala Valeriu Braniște Timișoara a organizat conferința Judecata Nevinovatului din Nazaret, susținută de Înalt Preasfinția sa Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului. În deschiderea evenimentului a vorbit academician Dan Budină, președintele filialei Timișoara a Academiei Române. L-ați a spus și știa că, de fapt, nu are nicio vină, că nu e nici, spunem, o intenție de a aduce o acțiune împotriva. Cu toate acestea, a fost condamnat, a fost executat, se zice că a fost și o judecată, se pare că n-a fost nici o judecată. Și tocmai aceasta așteptăm noi acum, ca în alt caz Sfințitul, să ne o tălmăcească, fiindcă de-a cursul celor mai bine, sau aproape de 2000 de ani, au fost și încă sunt și scrieri și religioase și nereligioase în care vorbesc despre judecata vinovatului nevinovat. Mai apoi, conferința a fost susținută de Mitropolitul Banatului Ioan Selejan. Există atâta incertitudine și atâta haos și atâta scrieri care mai de care fanteziste despre cele petrecute în urmă cu 2000 de ani. Domnule academician, în ce registru credeți că ar fi bine, de un punct de vedere științific, să ne așezăm la treabă? Să rămânem în spațiul fizicii lui Newton, să ne mișcăm în spațiul mecanicii cuantice, sau să ne mișcăm într-un spațiu transcendental. Nu e greu de spus, că până la urmă nu să zic că toate vin din același loc. Așa. Și nu tot. Și cuantica. Microfonul. Și spațiul transcendental. Evenimentul s-a desfășurat în aula Academiei Române Filiala Timișoara.